Mireasa sezonul 9 începe astăzi 22 ianuarie 2024 vă prezintentam primele detalii despre concurentele noi ediții Ca în fiecare an și de data asta apar informații destul de controversate despre trecutul anumitor tinere care s-au înscris în show-ul de la Antena 1 pentru a-și găsi marea dragoste începe Mireasa sezonul 9 iar polemica e deja în floare Antonia, concurenta cu un trecut deloc glorios, viperele vesele nu se dezmint nici de data aceasta și oferă informații ținute la sertar de producătorii Mireasa, unele pe care de acum le va cunoaște toată lumea. Una dintre fete de profesie tatuatoare este Antonia Horvat, conform paginii de Instagram care dă cele mai tari spoilere despre show-urile televizate de la noi. Viitoarea concurentă Mireasa ar fi avut o relație ceva mai complicată, vreme de 4-5 ani, cu un tânăr DJ pe nume Ștefan, noua vedetă de la Antena 1, acuzată că și-a bătut iubitul DJ și l-ar fi furat, viperele dezvăluie că povestea de amor pe care Antonia a trăit-o cu băiatul a fost una presărată cu episoade de agresivitate din partea ei. Certurile s-au lăsat cu mulți pun pe care ea i aplica lui. El, acest tânăr care o iubea, îi încasa fără să riposteze și, oarecum, în tonul raporturilor dintre ei. El era, cumva, sub papucul ei, notează viperele vesele. Antonia, noua concurentă de la Mireasa, locuia în casa băiatului cu care nu ar fi avut un comportament tocmai ortodox. În 2018, Ștefan ar fi deschis Antoniei un salon de tatuaje în zona Cismigiu, cu banii pe care aceștia i-ar fi produs din meseria de DJ prin cluburile din țară, dar și din afară. Fostul iubit al noii concurente de la Mireasa a mixat, printre altele, în Marea Britanie, Olanda și Elveția, viperele vesele merg și mai departe cu informațiile despre noua vedetă Mireasa, iar șocul suprem abia acum vine. Totul bine și relativ frumos până într-o zi când, întors din Elveția, își găsește casa goală, fiindcă Antonia îi furase absolut tot bani, mii de euro, mobilă, inclusiv cele două. Opisici salvate de el de pe străzi